dacă vorbești cu ei, cu oamenii care au fost la prima ediție a festivalului și care au pus bazele și acum vine Doggy Dog, vine Royal Hunt, vine nu știu cine, zic, bă, dar ce se întâmplă aici? Sau au, nu știu. Eu vorbesc foarte mult cu ei, pe vremuri distracția era un pic altfel, era un fel de party, era o sărbătoare, mai cu băutură, mai cu hai să vedem o trupă bună, mamă ce bun sunt ăia, concursul care iarăși era foarte important. Chiar concursul. Concursul. Anul acesta va fi de asemenea concursul și nu numai asta, va fi cea mai puternică ediție din punct de vedere al premiilor. Deci pe lângă premiile pe care le deam până acum în valoare totală de aproximativ 4.000 de euro, anul acesta mai avem încă un premiu de 500 de euro acordat de către în memoria unui întemeietor al festivalului care s-a stins, din păcate, anul acesta. Plus un parteneriat cu Underground Music, îl salut pe Andy, prin care oferă câștigătorilor o grămadă de facilități, la videoclip până la poze, înregistrări și multe alte chestii, adică chiar sprijinim industria underground și ne dorim, pot să vă spun că suntem s-a deliberat deja, avem niște trupe în concurs super tari. Eu am văzut, voi trupele astea vă scriu ei și am văzut că voi mergeți pe la festivalul prin țară, ați mai cules și de acolo, ați văzut trupe noi care v-au atras atenția, care v-au plăcut, pe care nu le știați anul trecut, care ați fi vrut să fie și la voi în fest sau... Eu de regulă recomand, când văd o trupă bună, le spun, veniți la Posada și prima dată se uită unde, să iei un concurs, știi că e chestia asta, zic, păi da, dar poți să vii în concurs și poți să pleci cu 2000 de euro, adică poți să fii unul dintre cei mai bine plătiți artiști de acolo. Și este de sprijin. Mă lasă banii. Nu, da, lumea, nu, dar nu e vorba, e vorba de sprijin și plus că câștigător Posada deja contează. Zi-mi și mie câțiva câștigători Posada. Păi uite, pot să spun, Grey Matters a luat premiul la Posada, Untold Fate a luat premiul la Posada, Vespera a luat premiul la Posada, Target a luat marile premiul la Posada, deci sunt trupe care au confirmat. For the Wicked. For the Wicked a luat marile. N-am vrut să zică că era. Da, deci trupe care au confirmat și care au mers foarte bine. Depinde, bineînțeles, depinde de seriozitatea lor în continuare, noi îi ajutăm cât putem. Care a fost cel mai frumos lucru pe care l-ai auzit despre Posada până acum în ultimul timp sau care te-a făcut să mergi înainte, v-a făcut să mergeți înainte cu festivalul, să zici, bă, să fii mândru că, da mă, eu sunt. Am un prieten care face cam cel mai mare festival din România în momentul ăsta și care mi-a zis, chiar weekendul trecut mi-a zis, că, bă, îmi place la voi atmosfera maxim și o să vin în fiecare an în continuare. Bine, și eu mă duc la el. Și cel mai bun lucru pe care îl aud este că toată lumea vrea să se întoarcă. Deci în momentul în care, în timpul festivalului, spun, bă, vin și la anul. Știi? Adică lumea, e o atmosferă specifică, specială la Câmpul Lungu. E cumva, ai simțit, sau mă rog, de făcând asta în ultimii, hai să zicem, 6 ani, serios, să faci chestia asta cu trupele de afară, există cumva o presiune pe care vă puneți din punct de vedere al line-up-ului ca să fie tot timpul, stai puțin că i-am adus pe acum trebuie să fie puțin de tot mai sus, puțin de tot mai sus și pune stai puțin, dar nu e, dar nu-s banii aia care aia costă, adică cumva, adică există cumva o presiune sau ce faceți dacă nu puteți să aduceți mai sus sau ce se întâmplă? Eu la un nivel motivațional mi-o pun permanent, adică tot timpul îmi doresc să fie mai bine decât anul trecut. Am făcut line-up-ul anul ăsta, anul trecut am avut un super line-up, am fost la tine în emisiune, a fost spectacol, a plăcut lumii. Anul ăsta am terminat line-up-ul și am stăteam și mă uitam, am pus două postere unul lângă altul și mă uitam, băi, e mai bun sau e mai rău? Deci nu puteam să comensurez chestia asta, dacă iau după număr de video, din punctul meu de vedere și din punct de vedere al bugetului, da, e mai bun. Dincolo de asta, am avut surpriza ca lumea să-mi confirme chestia asta, adică am crescut și anul ăsta și o să creștem cu toate. Este o presiune internă.